Craiova. Vă mulțumim că sunteți și astăzi alături de noi. Discutăm astăzi despre următorul joc al echipei noastre, respectiv jocul cu FCSB, ce se va desfășura duminică, 1 martie, începând cu orele 15:30, pe stadionul extensiv din Craiova. Îi aveți astăzi alături de dumneavoastră pe antrenorul principal al Universității Craiova, domnul Emir Săndoi, împreună cu doi jucători de bază a echipei noastre, respectiv Bogdan Vătejelu și Taher Bauac. Dau cuvântul domnului antrenor. Bună ziua! Venind după un rezultat bun, aș vrea să mai am posibilitatea încă de multe ori de acum încolo să încep așa, pentru că de 12 etape, cam așa am început conferințele de presă, că venim după un rezultat bun. Nu? Și m-aș bucura ca și de acum încolo să încep toate conferințele de presă până la finalul campionatului, tot așa. Ar fi chiar frumos. Da, după un joc câștigat la Pandurii, un joc în prima etapă a returului, care ne duce la 12 etape fără înfrângere, dacă stau bine să mă gândesc, după o statistică făcută, cred că este cea mai bună performanță a clubului timp de 12 etape. Cred, nu sunt sigur că echipa Universitatea Craiova a mai avut așa 12 jocuri fără înfrângere, dar dintre care decât 6 au fost victorii și 6 rezultate de egalitate. În momentul de față, noi avem 9 victorii și 3 rezultate de egalitate și un total de 30 de puncte din 36 posibile. Cred că Steaua, din 36 de puncte posibile, cred că au acumulat 28 în ultimele 12 etape. Deci, normal, trecem printr-o perioadă bună. Am spus, venim și după o victorie la Târgu Jiu, Pandurii Târgu Jiu, una dintre echipele bune ale campionatului. Iar la fel vom întâlni Steaua, cea mai bună echipă a campionatului. Eu sper să fie valabil acest lucru până la jocul de duminică. De ce nu? Pentru că așa mai sunt echipe care pe mine m-au impresionat în acest campionat. Nu știu, și ASEA Târgu Mureș și FC Botoșan, dar echipe cu care noi am reușit să câștigăm acasă 1-0 și 2-1. Știm că ne așteaptă o partidă foarte grea. La Steaua, chiar dacă lipsesc câțiva jucători, a fost transferat în Mărtean, Suca, la Chieșeru. Ați văzut că Steaua a avut de fiecare dată și o bancă foarte bună. Jucătorii care au intrat să joace în postura de titulari s-au achitat cât se poate de bine de sarcini. În scurt timp, așa, au reușit să intre și în vederile echipei naționale. În continuare, chiar dacă au pierdut o serie de jucători, vedeți că au foarte mulți internaționali A, jucători care cochetează cu prima reprezentativă. Deci, de departe, cea mai valoroasă echipă din acest campionat. Dar cred că în acest moment și Universitatea Craiova este mai puternică decât în turul campionatului. Sper să dovedim asta și pe teren. Am pierdut singurul meci în cupă cu Steaua. Dacă vă aduceți aminte, au ieșit multe discuții după acea partidă. Ne-am dorit ca la jocul de duminică să nu se facă nicio greșeală de arbitraj, nici în favoarea noastră și nici în defavoarea noastră. Și sunt convins că așa se va întâmpla. Iar cei mai buni să câștige. Da, e vreme. Meciul cu Steaua să fie un meci greu. Cum a zis mister, echipa ziua de azi cea mai bună echipă în România, dar și noi cred că venim cu una dinamică foarte, foarte bună. Uite-te după pauză, cred că iar cu meciul cu Pandurii am arătat bine.
Poate n-a fost așa bun, dar cred că am fost foarte bun în teren, organizat, cu caracter și, pe urmă, am scos 3 puncte. Asta cred că trebuie să fie important. Suntem 12 meciuri fără înfringere. Cred că și asta vreți zi ceva. Așa că, cu meciul Steaua, cu tot încredere și jucam acasă, cum am zis, și trebuie după meciul de cupă atunci, trebuie să luăm victorie. Noi ne bucurăm că am început campionatul cum ne așteptam, după perioada de pregătire foarte grea care am avut-o. Am întâlnit o echipă, cred, dacă nu mă înșel, cred că una dintre cele mai bune echipe care o să fie în acest retur. Ne bucurăm că am câștigat, ne bucurăm că putem să mergem pe același val, să nu ne oprim și sper să nu ne oprim până la sfârșitul campionatului. Pentru că am arătat că putem. Nu degeaba am făcut aceste rezultate. Avem 12 meciuri fără înfrângere și cu siguranță, cred eu, nici duminică nu ne vom opri. Întrebare. Meciul de duminică cu Steaua coincide cu o dublă aniversare în tabăra voastră, și ziua ta și ziua lui Bauau. Cine vede gol? Tu sau eu? Sper ca eu să fiu talismanul lui Bauau, Bauau să fie talismanul meu și noi doi sau echipa să fie talismanul nostru, ceva de genul ăsta, nu? Da. Și cine vine cu copilă și cine vine cu muzica? Treacă de la mine pentru pentru o masă pe care o vom da după jocul cu Steaua. Justiția din România și suporterii străini spun că această echipă nu este Steaua București. Cu cine veți lucrați? Câte știu eu, jucăm cu Steaua București, nu? Justiția și suporterii străini spun că această echipă este FCSB, nu este Steaua. Bun, discuții de genul ăsta cred că au fost și până acum și vor mai fi în continuare. Dar, din punctul meu de vedere, și cred că toată lumea, poate mai puțin acea parte a suporterilor, nu îmbrățișează această idee, dar din punctul meu de vedere este Steaua București. Bă, tu cu cine joci? Cu FCSB sau cu Steaua? Eu din asta, sincer, nu știu aproape nimic. Am auzit și toate vorbele și probleme care au avut, dar eu pe urmă rămâne Steaua. Sunt la fel jucător, la fel echipa. E Steaua de lucrare, nu? Bogdan, tu ai fost la Steaua, acum întâlnești la CSB? Da, nu. Eu cred că este aceeași echipă. Toate că au fost probleme acestea cu emblema, nu cred că. Cred că este Steaua București, care a fost dintotdeauna. Sunt probleme de tot? Ceea ce ne privește pe noi, decât Băluță este suspendat pentru această partidă. Bine, și Avrămia, care are o accidentare mai veche. Dar în rest, nu. Nu avem probleme de lot. Matson a avut unele probleme medicale după jocul de la Târgu Jiu. Ați văzut că el a și ieșit la pauză. Dar, din fericire, pentru noi și-a revenit. Toți băieții sunt apți, sunt dornici să facă o partidă bună și să obținem un rezultat bun. La Steaua nu joacă jucătorii care își termină contractul în vară. În schimb, la Craiova, unul dintre ei este chiar căpitan de echipă. Și dacă puteți să explicați prestația lui Brandan de la Târgu Jiu, care mi s-a părut destul de slabă. Nu, vi s-a părut dumneavoastră, dar din punct de vedere tactic, Brandan a jucat foarte bine. Brandan este un jucător important pentru noi, este capitanul echipei, este unul dintre liderii echipei. Prezența lui pe teren e foarte importantă la orice partidă. Poate așa fiecare dintre jucători ne-a obișnuit cu un anumit nivel foarte, foarte ridicat. Acum, să știți că e greu să joci foarte bine etapă de etapă. Deci pot să mai apară fluctuații, chiar dacă este vorba de unii dintre jucătorii cu experiență. Dar el a fost în continuare un metronom al echipei și la Târgu Jiu.
A închis foarte bine culoarele, a legat jocul atunci când era cazul, a dirijat foarte bine echipa din teren, deci în niciun caz Brandan n-a făcut o partidă proastă. Ar fi bun și mai dar Gustav? Orice rezultat pozitiv, adică atâta timp cât am acumulat punct sau puncte, bineînțeles, ar fi benefic pentru noi. Pentru că v-am zis, am continuat această serie de invincibilitate, eu zic pe deplin meritată, pentru că dacă stăm bine să ne gândim în aceste 12 etape, nici nu mai știu exact, cred că avem un singur gol, un singur joc în care n-am reușit să înscriem. În rest am înscris aproape în toate partidele pe care le-am disputat. Vă mai spuneam și înainte de primul joc, în perioada de pregătire, băieții au muncit foarte mult, au fost profesioniști, au fost conștiincioși în tot ceea ce au făcut și la Târgu Jiu, iar la fel au încercat să respecte ad literam toate sarcinile. E normal ca în viața unei echipe să mai apară și perioade proaste, dar dacă stați bine să vă gândiți și facem așa o retrospectivă, să știți că noi am avut, cred, o a doua repriză mai modestă cu Dinamo, am avut o primă repriză mai modestă în jocul de cupă cu Steaua și poate ultimele minute ale jocului de la Târgu Jiu. În rest, faptul că am reușit să înscriem destul de multe goluri și am primit foarte puține, eu cred că spune mult. O victorie cu Steaua poate lansa campionatul? Poate intra Universitatea Greaba chiar multa pe titlu? Păi vedeți, așa se întâmplă la noi. Deci chiar vroiam să vă spun, dacă vom câștiga cu Steaua, suntem obligați să tragem la campionat, cu alte cuvinte, nu? Cred că așa gândește toată lumea. Nu, o victorie cu Steaua ar fi foarte importantă pentru noi și chiar ne-ar consolida pe pozițiile fruntașe pe care suntem și în momentul de față. Sorin Cărțu Săpun, ideea de arbitraj, se pare că arbitrul meu este Marius Avram. E un arbitru care ai încredere? Trebuie să avem încredere în toți arbitrii care ne arbitrează. Și v-am spus, din punctul nostru de vedere, am fi foarte bucuroși ca la sfârșitul jocului să spunem, domnule, acest arbitru nici nu ne-a avantajat, nici nu ne-a dezavantajat. Asta ne dorim. Din sezonul viitor, România va avea două echipe în Champions League. Una dintre ele e Universitatea Craiova va încerca să prindă un loc de Champions League. Asta era întrebare. Haideți să vedem unde ne vom clasa la finalul acestui campionat. Nu trebuie să uităm că este prima prezență pe scena primei ligi după o perioadă destul de mare. Da? S-au făcut lucruri deosebit de frumoase în ultima perioadă. Ar fi fantastic să se continue așa până la final de campionat. Iar în funcție și de locul pe care vom termina acest campionat, probabil că vom face o analiză la sfârșit, vom cântări cu responsabilitate tot ceea ce ține de pregătirea noului campionat și atunci putem să discutăm despre alte aspecte. Mâine în vară sunt două amicale tari, România cu Real Madrid și Steaua cu Barcelona. Universitatea Craiova se gândește și iar în amical tare, cu echipă mare? Eu cred că foarte multe din cluburile mari sunt dispuse să joace jocuri amicale cu Universitatea Craiova, pentru că Universitatea Craiova are încă un nume în Europa. Să știți, și în cantonamentele de pregătire pe care le facem, eu știu, chiar și acum în Turcia am fost, să știți că sunt foarte multe persoane care își aduc aminte de naționalitate română, care își aduc aminte de performanțele pe care le-au obținut echipele românești. Chiar în Turcia stăteam de vorbă, ținute cu recepționerul de la hotel și își aducea aminte de calificarea pe care noi am obținut-o cu Galatasaray. Sunt ani mulți de atunci. Cred că am câștigat
1-0 la, nu, 2-0 am câștigat la Craiova și am pierdut 2-1 la Istanbul după ce am condus noi 1-0 în primele minute. Crezi că poate umple Național Arena Universitatea Craiova cu suport de Eliseni? De ce nu? Eu chiar am declarat și înainte de acest joc că dacă am fi avut un stadion de 40.000 de locuri, eu sunt convins că ar fi fost arhi plin. Da, vrea să-i întrebați și pe băieți. Vă grijorează de mersul celor de la Vâlcea, care eu spun că nu au renunțat la merge la TAS, Sociala Dreptate, ce s-a întâmplat la trecut? Nu mă îngrijorează absolut deloc. Bogdan, pe cine v-a avantajat terenul cât de extensiv? Starea nu este foarte mare. Nu știu, nu cred că va avantaja pe cineva. Ambele echipe o să joace pe același teren. Din ce am înțeles, cred că starea terenului este la fel ca pe Oblemenco. Noi suntem obișnuiți pentru că am jucat turul acolo. Cred că o să fie de bun augur pentru noi și sper să ne obișnuim noi mai repede decât ei. Tu vrei să relansezi campionatul? Eu? Oricine și-ar dori să relanseze campionatul, însă nu cred că ne gândim noi acum să, dacă câștigăm cu Steaua, să ne batem la titlu. Noi ne gândim să ajungem cât mai sus, să urcăm în fiecare etapă cât un loc, dacă se poate. Până pe locul întâi, cred că mai este foarte mult. Dar hai, ai jucat și la Real și la Barça. Ce amical ți-ai dori în vară tare? La Real, sincer. Dacă trebuie să fii sincer, Real, pe prima loc. Trebuie să organizezi pe Real. Și pe Santiago Bernabeu, dacă se poate, nu? Da. Apropo de stadion, vreau să vă mai spun și eu câteva cuvinte, pentru că s-au făcut așa multe speculații. Totuși să nu uităm că pe acest stadion s-au jucat în condiții optime multe jocuri de prima ligă. Să nu uităm că în ultima perioadă Consiliul Local a făcut eforturi uriașe pentru a amenaja, pentru a cosmetiza baza respectivă, pentru a îmbunătăți terenul de joc și să nu transmitem așa o stare că, vezi, Doamne, vom juca pe un teren de Liga 3. Nu, în niciun caz nu va fi așa. Vor fi condiții normale de joc. Eu zic că terenul se va prezenta ok la ora partidei. Sperăm să nu plouă torențial, pentru că dacă ar ploua torențial, aproape orice teren din țara asta ar avea probleme. Și sper ca terenul nici să nu avantajeze și nici să nu dezavantajeze pe niciuna dintre formații. Poți să faceți un antrenament? Azi, mâine? Să știți că asta vreau să vă mai spun. E ca și când am jucat în deplasare, exceptând publicul din tribună, care sunt convins că va fi în sprijinul nostru din minutul 1 și până în minutul 90, indiferent de evoluția scorului. Până în momentul de față și noi tot așa, tot ca să protejăm suprafața respectivă, să știți că n-am făcut nici măcar un singur antrenament. O să facem astăzi, dacă cumva nu se schimbă condițiile atmosferice, dar v-am spus că și noi avem nevoie de un teren bun și n-am făcut nici măcar un singur antrenament până astăzi. Dar băieții știu unde este situația? Da, știu, băieți. A fost deși. Știu și probabil, adică m-aș bucura ca după jocul de duminică să nu uite toată viața stadionul extensiv. Mult timp a trecut de când am mai ieșit să te creva pe acasă. Ultima oară de bine ați Da, atunci 3-1. A fost o atmosferă deosebită și o victorie mai mult decât clară, zic eu. Poate chiar mai clară decât a arătat-o scorul 3-1 la final. Suporterii care au fost atunci pe stâlpii de nocturnă vor fi acum în stadion. Au fost vreo 4.000 pe stâlpii de nocturnă. A, deci unii care au fost afară, nu? Care au rămas pe afară la asta. Au rămas vreo 20.000. Da, da. Dar zic vreo 4.000 cât are capacitatea arbitră extensivă au fost pe stâlpii de nocturnă. Și nouă ne pare rău că nu putem să avem iarăși 20.000 în tribună ca la jocul de cupă.
Acum vă mai spun ceva, să știți că la jocul de cupă, cei 20.000 de spectatori au fost lângă noi și ne-au încurajat fantastic. N-a fost cea mai bună zi a noastră, am și avut ocazii în a doua repriză, ocazii pe care le-am ratat. Cred că dacă am fi reușit să înscriem noi, ar fi fost greu să mai pierdem acea partidă. Dar la vremea respectivă eram mai puțin obișnuiți cu jocurile tari. Acum cred că suntem mai căliți. Și după ce a fost în turul campionatului, și după ce a fost în perioada de pregătire, deci cred că suntem mai căliți decât atunci. Există și o presiune de a câștiga în fața stării după ce ei au pierdut atâtea jucători și în iarnă și Tănase este suspendat, plus că a fost obligat de rapid? Nu există o presiune, există o dorință foarte mare de a obține rezultate bune la Craiova. Asta să menționați. Din partea tuturor. Ce înseamnă o victorie duminică pentru dumneavoastră, dat fiind faptul că este și ziua dumneavoastră de naștere? Și zile sunt și zile, este și ziua noastră, nu numai ziua mea. Îl las pe Tahir să răspundă. Ce să zic, normal, să fie bucurie maximă, sper să fie, bine, pentru tot, pentru amândoi, pentru echipa, pentru alegie, pentru toată lumea, să fie... Sperăm să putem să facem un meci bun și să luăm victorie și să fie bucurie pentru toată lumea. Cât contează că veți avea suporterii atât de aproape? Tribunele sunt exact în putere aproape. Pentru mine personal, mai frumos, încet. Mai simți așa oamenii sus de la tine, sus de tine, nu știu cum se zice. Și asta trebuie să te încurajezi mai mult și să dorești mai mult să joci mai bine și să încerci să faci joc bun. Mulțumim. Ne-am dorit ca la finalul jocului nu neapărat să ne cânte nouă cineva la mulți ani, să strige un stadion întreg știința, asta ne-am dorit. De cât în meciul cu Chiajna ați fost atât de conduși și ați reușit să reveniți. Cât de greu ar fi echipei să revină în cazul în care veți fi conduși? E adevărat, e preferabil să înscrii tu primul de fiecare dată. Dar asta nu înseamnă. Noi am căpătat o anumită experiență, să știți. Zic eu și vă dați seama că amândoi și eu și Sorin Cârțu suntem alături de jucătorii permanent și trebuie să-i cunoaștem foarte bine. Deci avem un moral bun și cred că putem să revenim cu orice echipă din prima ligă. Chiar dacă m-ar fi lipsit Băluță din cauza acumului de cartonașe, vă gândeați să jucați cu Matei pentru mai mult, pentru a închide mai bine jocul? Nu, dar de unde știți că jucăm cu Matei? Da, nu vă dau niciun răspuns dacă jucăm cu Matei sau nu. Da. Referitor la Băluță, pot să vă spun că ne va lipsi la acest joc. Deci poate am fi preferat să ne lipsească la altă partidă, dar nu la partida de duminică. Deci este o pierdere pentru noi. Dar să știți că în perioada de pregătire și datorită faptului că am jucat foarte multe jocuri amicale tot pentru a testa toți jucătorii, știți, credem că am mai câștigat o serie de jucători pentru echipă. Dacă în turul campionatului poate numărul jucătorilor care au jucat a fost mai mic și mă refer aici și la jucătorii care au dat satisfacție, să știți că după perioada de pregătire putem să afirmăm că avem un grup mai mare în momentul de față. Să înveți jucătorilor să învețe imnul? Nu norocea îl știa dinainte de a veni la Craiova acum. Așa a fost și la cu Babi. Da. Ok, mulțumim. Mulțumim.